Ok, salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod în care vom face un player foarte tare, Flashback Arturo Vidal. Cam asta este echipa. Din ăștia le-am cumpărat doar pe Fazio, Marcano, Enzonzi și Castils. M-a dus din ce am cumpărat undeva la, nu știu exact, 10K acolo, 10-11K. Bun, Flashback Vidal, destul de top carte. Bum. De la Barça, Arturo Vidal, și am luat deja un Shadow. Și o să rupă Vidal. Top. Uite și tu, Arturo Vidal. 4 pe weak foot, 3 pe skill move, destul de ok. Medium cu medium. E dreptaci, destul de ok, că eu de obicei aveam stângaci. Gen, majoritatea sunt stângaci. Așa și să-l pun în echipă, fiți atenți. Așa vedeți și echipa mea. Bum. Uite, bă, nu. Să-i punem și Shadow. Top, bun. Hai să-l vedem acum. Are 80 pace, 84 acceleration plus 15, deci are 94, 77 sprint speed plus 10 la shooting, are 86, 83 attack positioning, 80 finishing, 92 shoot power, 91 long shot, 83 volleys, 87 penalties, a passing are 86, 84 vision, 82 crossing, 74 fake accuracy, 90 short passing, 84 long passing, 82 curve, 85 dribbling, 80 agility, 81 la balance, 90 reaction, 89 ball control, 81 dribbling, 88 compares și aici top la defending, 88 interception plus 10, 85 heading accuracy plus 5, 85 marking plus 10, 91 sliding tackle plus 5, stand tackle 8, 90 slide tackle plus 9, deci are 99 la psychically, are 91 la jumping și știu că l-am avut și pe cel normal și era destul de bun la corner, 88 stamina, 84 strength și 99 la aggression, destul de periculos să ia cartonașe roșu, deci da, cam asta este Arturo Vidal. Forță și cam așa arată echipa mea. 4-2-3-1 în minutul 1 cu Eusebio Cam și Fernando Torres. Singurul sub din minutul 1. Da, cam asta a fost episodul. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mario. Pa!